Președintele CS Volei Municipal Zalău, Stelian Potroviță, a dezvăluit după ședința AGA și a Consiliului Director măsurile pe care le-au luat în privința unuia dintre acționari, a stafului tehnic și a unor jucători. În jurul orei 14, ședința adunării generale a acționarilor și a Consiliului Director al Clubului Volei Municipal Zalău a luat sfârșit. Am încercat să aflăm primele reacții după ședință. Urmează să se ia ceva măsuri la club, la echipă? Vor fi comunicate presă de domnul președinte. Vă rog frumos, se va face o conferință de presă? Nu, vor fi comunicate la fiecare trus de presă. Dar care au fost punctele pe ordinea de zi, de măcar? O să vi le spun, domnul președinte, nu am voie să vorbesc. Deoarece am dorit să avem un punct de vedere oficial, l-am contactat pe președintele Stelian Potroviță pentru a ne da detalii în acest sens. Am avut o ședință combinată AGA cu Consiliul Director. Din păcate, doi asociați n-au participat, nu știu motivele, e vorba de Drilin și Consiliul Județean. Am avut pe ordinea de zi o analiză a comportării echipei din decembrie anul trecut și februarie anul ăsta. De ce decembrie? Pentru că în decembrie eram pe locul 1 sau pe locul 2 la diferență de seturi și astăzi când suntem pe locul 3 să aflăm care sunt cauzele și să luăm măsuri. Am analizat toate aspectele astea și am ajuns la concluzia ca în termenul legal prevăzut de statut să convocăm adunarea generală a acționarilor cu 30 de zile cu o măsură de a-l exclude pe asociatul SC Drilling Echipament SRL pentru imaginea pe care a dus-o negativă și grav negativă imaginea care a dus-o imaginii clubului și se va propune revocarea lui din asociere. Deci asta ați făcut astăzi la ședință? Astăzi am făcut propunerea asta pentru că nu avem condițiile legale pentru a fi convocată adunarea generală și pentru a adopta o hotărâre care să fie pe fel legală. Apoi am luat în Consiliul Director, am luat și niște măsuri pecuniare împotriva stafului tehnic și a unor jucători. Asta e tot ce vă pot spune, nu vă pot intra în amănunte să vă spun cât ce și cum, dar să știți că am procedat la sancționarea și a staffului tehnic și a unor alți jucători. Contactat telefonic, acționarul Drilling Equipment, reprezentat de către domnul Paul Hodiș, susține că nu a fost invitat la această ședință și că nu are nimic de declarat. Curioși să aflăm cum este posibil ca o ședință a adunării generale a acționarilor poate fi întrunită legal fără convocarea tuturor acționarilor, am solicitat din nou punctul de vedere al președintelui Stelian Potroviță. Am hotărât ca să convoace adunarea generală cu ordine de zi. Toată lumea cu pentru din participanți, da? Să convoace adunarea generală cu ordine de zi. Care v-am spus-o? Cu eliminarea din club a domnului, a firmei pe care asociatul. Asta este. El a convocat pe toată lumea. Bineînțeles că păi informat, electronică. Și am confirmare de primire. Am făcut ieri convocarea. Tocmai n-am putut să luăm o decizie, pentru că potrivit statutului, adunarea generală care se ia decizii legale trebuie să fie făcută convocată cu 30 de zile înainte. Și n-am vrut ca să intrăm pe urmă într-o altă dispută la judecătorie cu domnul Odiș. Iată deci că echipa Volei Municipal Zalău traversează din nou o perioadă critică pe care sperăm să o depășească, iar neînțelegerile ivite la nivel de acționariat și conducerea clubului să nu se răsfrângă asupra evoluției jucătorilor.